E scump, e foarte scump. Și la pensiile care le avem noi, e destul de scump. Ar trebui să mâncăm legume multe, ciupercile sunt foarte scumpe, ardei grașă scumpi, cam toate scumpe. Și cartofii scumpi. Mănânc doar miercuri și vineri post. Atât. În rest, mănânc exact ce mănânc. Și un pic de brânză și lapte și nu-mi lipsește din casă. Nu cred că ne permitem. Sunt foarte scumpi și la un moment dat nici nu știu cât sunt de bune și cât sunt de naturale și astea, cum se spune, prin... Ce ar trebui să mâncăm și cam cât ne-ar costa așa, din ce ați văzut dumneavoastră? Nu pot să vă spun așa cu aproximații... Legume, fructe, bănuiesc. Bine, normal, și legume și fructe, dar așa astea sunt foarte scumpi și fiecare cred că după posibilități în ziua de azi. În multe situații, dorința de a nu se înfrupta din mâncărurile interzise îi duce pe Vasluieni direct la spital. Au mai venit de la biserică cu vertij, au venit, eu știu, cu hipoglicemii, pentru că s-au dus la slujbe și au plecat de dimineață nemâncați, așa se cuvine, și au ajuns la urgență cu hipoglicemie. Aș vrea ca pacienții care sunt bolnavi să mănânce chiar dacă dimineață, chiar dacă se duc la biserică. Potrivit bisericii, ține post doar cine poate și atât timp cât este posibil din punct de vedere al sănătății. Nu poți să spui că alegi n-a mânca sau nu. Trebuie să mănânci, să te hrănești. Dar a posti ține de libertatea omului, deci doar tu alegi și tu înțelegi de ce te străduiești să faci acest efort. Sunt persoane care sunt într-o anumită stare de sănătate, sunt într-un anumit loc, cum este chiar și aici, sau plecați. Pentru ei, sigur că există derogarea aceasta, să spunem, de la postul de mâncare. Specialiștii în terapie naturistă recomandă cetățenilor care se pot abține de la mâncărurile de fruct cât mai multe zile de post cu legume și fructe. Curățarea limfii, rinichilor, a plămânilor, a pielei, a ficatului, a sângelui. Adică avem un curs foarte bun dacă cineva vrea să facă un curs de detoxifiere, poate să vină întâi să obțină niște teorii de la noi și după aceea, și acolo trebuie să cunoști foarte multe lucruri. Este binevenit că totuși se bazează pe fructe, legume. Asta alimente fără care nu putem rezista, nu putem trăi. În timpul acesta apar primele plante care putem folosi în mâncare, cum ar fi leurdă. Și atunci omul, știind că nu are voie să mănânce alte produse, atunci caută în natură. Caută plante care pot fi puse în farfurie sub formă de salată sau tocăniță sau o ciorbiță de plante din natură și, bineînțeles, e foarte bine și atunci tratăm și multe organe interne. Postul Paștelui este cel mai lung post din acest an și este cunoscut ca fiind cel mai greu. În luna aprilie se dă dezlegare la ulei și vin sâmbăta și se mănâncă pește de flori pe 28 aprilie.